Cei care s-au născut în zodia racului vor avea în dimineața zilei de 3 aprilie niște momente în care pot să fie chemați, să fie informați, să li se pună în față un document, o hotărâre, o decizie legată de activitatea lor la locul de muncă. Alteori, în alte cazuri, ei pot să ia cunoștință pe diferite căi, în principal oficiale, de niște hotărâri de guvern, de niște mecanisme legale, legislative, care reglementează o chestiune de muncă, de salarizare, de pensionare, de activitate cumulativă sau de regim al veniturilor din multiple surse. Între 3 aprilie după ora 11 și 5 aprilie după amiaza, context astral modest ca sugestie, ca provocare astrală, care nu ne permite să facem niște anticipări detaliate pe direcția relațiilor parteneriale. Probabil că se vor menține niște relații stringente, mult mai vechi, de câteva luni, de un an, de doi, de trei, depinde de segmentul pe care îl privesc ca și într-un plan al hărții personale. Între 5 aprilie, după ora 16 și 7 aprilie, posibile surprize cu privire la evoluția unei teme care are o conotație financiară, un ajutor, o subvenție, o sponsorizare sau un mecanism legislativ să se pună ordine în numele legii. Surprizele pot să fie de multiple naturi și de varii importanțe în economia conflictului. Poate să fie vorba de schimbarea atitudinii celor cu care racii se luptă, poate să fie vorba de o altă abordare pe care să-l inducă un specialist, un avocat, un reprezentant al statului care le indică niște termeni și un context legislativ în cadrul căruia trebuie să se miște. Așa, oamenii au foarte multe dorințe și chiar și foarte multe soluții în plan personal, dar nu toate sunt depuse în practică și de acceptat de către contextul legislativ. De aici și surpriza. S-ar putea să constate că cele trecea lor prin cap nu prea intră în cadrul legal, că trebuie să renunțe la acele soluții, fiind ușor fanteziste sau vag ilegale sau imposibile juridic. Și atunci este nevoie să-și ajusteze acest plan, să-și regândească strategia, reacțiile, termenii în care vor discuta sau felul în care vor înțelege și vor accepta un dialog pe tema respectivă. Între 8 și 9 aprilie, preocupări legate de un univers interior care are mare nevoie de stabilitate. Cei născuți în zodia racului vor dori să știe foarte clar pe ce se bazează în convingerile lor, cât sunt de profunde, de reale, de adevărate. Alteori însă nu mai au nevoie de astfel de argumente și de confirmări, pentru că știu foarte exact despre ce este vorba. Crede în familie, în valorile creștine, crede în valorile naționale, într-o scară de valori, într-o conduită etică, nu mai e nevoie să o mai iei de la capăt cu analiza. Acestea au fost consolidate în timpul educației, creșterii, la școală, la liceu, la facultate, prin experiența de viață și, evident, în primul și în primul rând, prin educația primită în familie. Dar se poate ca toate aceste premise să înceapă să nu mai răspundă, să nu se armonizeze unor condiționări de ultim moment și toate aceste repere să înceapă să fie deranjate în ordinea lor, cel puțin în sufletul și în conștiința racilor, de niște momente pe care le trăiesc fără mare entuziasm. Deci, dorința lor fie de a depăși nivelul existenței banale cotidiene prin alte activități de compensare care să le dea satisfacție, alteori să se echilibreze și, în sfârșit, nu în ultimul rând, să se vindece prin muzică, prin credință. Începând cu ziua de 4 aprilie, Mercur va traversa zodia berbecului. Se va plasa în casa 10, anume renume, funcție, admirație, simpatie, încredere, oferită de către public, specialiști și colegi nativului. Transitul planetei Mercur prin zodia berbecului va dura până pe 19 aprilie. El va face aspecte cu Chiron, Soare și Venus în tot acest răstimp și dinpreună cele patru planete vor alcătui un careu de aș care vor marca casa a 10-a, a ascensiunii, a puterii, a funcției, a imaginii. E multă bătălie, multă ambiție, multă dorință de a înfrânge niște rezistențe, de a se afirma, de a trece dincolo de niște blocaje ale momentului sau ale unei conjuncturi care se dovedește a le fi ostilă. Moment nefavorabil pentru ascensiune și progres, dar moment foarte favorabil pentru a lupta, pentru a dovedi cine sunt, ce pot, ce sunt în stare, care este valoarea lor și moment favorabil pentru a-i pune pe cei care le stau în cale,
într-o ipostasă delicată, adică a scoate în evidență vulnerabilitatea argumentelor acelora și netemeinicia posturilor. Și atunci își ușurează drumul spre o viitoare ascensiune, un progres, accederea la o funcție prin faptul că vor minimaliza sau chiar vor risipi aceste opoziții și vor accentua valoarea lor personală. E un mecanism, nu este simplu, îi privește pe cei tineri, pe cei dornici să se afirme, pe cei care au vocația, dar și tehnica unei bătălii, tactica de a penetra în niște zone greu accesibile din punct de vedere profesional sau social nu este ușoară, dar poate să le fie acestor persoane care structural nu sunt niște războinici, dimpotrivă, le poate oferi însă acum niște disponibilități personale, mentale, intelectuale, care să le schimbe felul de a fi, de a gândi, de a vorbi și de a se prezenta. Și prin asta de a fi luați în calcul. Adică ceea ce în alte dăți era pentru ei un factor de inhibiție, de izolare, acum nu mai funcționează. Ei își vor da drumul cugetului, părerilor, soluțiilor și se vor afirma ca niște persoane cu o structură proeminentă, convingătoare, de-a dreptul de lideri.